Ursitoarele le-au urat ca ea să devină contabilă, iar el polițist. Ea a studiat contabilitatea, el a făcut Academia de Poliție, numai că ce n-au prezis ursitoarele că s-au îndrăgostit unul de altul și s-au făcut antrenori de fitness. Au o poveste mirifică, vreau să urmăriți imaginea, iar apoi îi așteptăm aici în platoul nostru mirific. Mihaela și Cristi s-au cunoscut în sala de fitness. În ciuda faptului că ea e mai tânără cu 9 ani decât el, cei doi au format repede un cuplu. Mihaela era studentă la Facultatea de Contabilitate, iar mama și fratele ei își doreau ca ea să urmeze o carieră în acest domeniu. Însă pasiunea pentru sport, dar și dragostea pentru Cristi, au convins-o să devină antrenor de fitness. În schimb, la 19 ani, Cristi a ales cariera de polițist, dar după 6 ani a renunțat și a devenit antrenor de fitness. Când v-ați cunoscut? În 2014 ne-am cunoscut în sala unde el lucra atunci, eu eram client atunci pe vremea aia. Era de 2 ani antrenor. Da, exact. Și am început să mă corectez, am început să vorbim împreună acolo la sală și ușor-ușor a avut curaj să mă invite la film. Eu nu știam câți ani are atunci. Da, yeah. Asta a fost foarte tare. 19 aveam când m-am cunoscut cu el și... a fost un șoc și pentru mine când am știut că el e mai mare, pentru că imaginam că are 24, 25, 26 și când mi-a zis că are 28, 39, da, când am văzut că de fapt e mai mare și îi spuneam mamei că m-am îndrăgostit de un băiat de la sală care e instructor și uite, e mai mare, mama a rămas și ea un pic în șoc, că se gândea, domne, tu fiind așa mică, nu o să meargă prea bine. Dar de fapt au avut mai mare șoc părinții când au văzut că deja lucrurile evoluează. Cristi își amintește că pe vremea când era polițist cântărea 105 kg, iar sportul l-a ajutat să slăbească 15 kg. Tot cu ajutorul sportului s-a reinventat. Fitness a fost răspunsul la întrebarea ce îți place cel mai mult să faci. Pentru că după vreo 6 ani petrecuți în Ministerul de Interne, pur și simplu nu am mai suportat stilul ăla de viață, motivele sunt foarte multe. Am demisionat. În momentul în care ești polițist la țară, orice se întâmplă trebuie să fie acolo. Și orice se întâmplă variază de la nimicuri până la cazuri foarte grave. Și asta înseamnă zeci de ore pe lună lucrate suplimentar, nopți pierdute, nu existau sărbători, weekenduri, seri, dimineți. Nu. Pur și simplu, la 19 ani am intrat în sistem și plecai de la serviciu, la pensie sau la demisie. Când am terminat liceul, sau de fapt în clasa 12, când am început să mă pregătesc pentru școala de poliție, țin minte că intrasem la medicină veterinară. Familia mea era compusă din mine și din mama. Mama profesoară și pe această cale îi mulțumesc și spun că orice mi-a spus de-a lungul vieții a avut dreptate, deși eu nu vreau să înțeleg. Și mă gândesc acum, oare cum a făcut femeia asta să mă crească din salariul de profesoară? Ei bine, când am intrat la medicină veterinară, ne-am așezat la masa amândoi, am făcut un calcul și dătea cu multe virgule. Adică, pur și simplu, nu puteam să îmi permit sau să ne permitem să stau în București. Am ales școala de poliție, acolo ești instruit, îmbrăcat, hrănit. Dar care a fost cel mai interesant caz pe care l-ai avut? Cel mai... sau... sau care te-a impresionat așa, cel mai spectaculos a fost atunci când am fost sunat într-o duminică de iarnă, țin minte data exactă și ora și tot, pentru că nu ai cum să uiți așa ceva. Și când am ajuns la fața locului, eu știind că mă duc la o simplă ceartă, am descoperit de fapt o crimă. Criminalul a încercat să mă... probabil omoare și pe mine. Am folosit armamentul din dotare și... am împușcat acea persoană, nu mortal, dar cred că ăsta este cel mai, să zicem, spectaculos moment din cariera mea de polițist. În momentul în care mi-am dat demisia, întrebarea a fost ce îți place să faci, pentru că aveam teama ca nu cumva să-mi găsesc alt job din care să caut să plec și să intru într-un cerc. După vreo câteva luni în care am trăit tot pe spinarea mamei, și acum mă simt vinovat pentru perioada aia. Am venit în București, am început cursurile unei școli de fitness. Le-am terminat cu brio, eram destul de priceput, ca să zic, deja în domeniu. Și probabil ăsta a fost motivul pentru care după vreo lună am primit un telefon de la ei și am spus, uite, avem un post liber. Ore puține, bani puțini, dar era un început. Știam că trebuie să încep de undeva. În punctul meu de vedere, este cea mai bună alegere pe care am făcut-o vreodată în viața mea.
pentru că de la alegerea aia au venit extraordinar de multe lucruri bune. Mihaela și Cristi își petrec aproximativ 5 ore pe zi în sala de sport. Au un regim alimentar pe care îl respectă cu strictețe, iar programul zilnic este bine calculat. Spun cu mândrie că au antrenat sute de persoane până acum. Atunci când nu se ocupă de ceilalți, trag din greu pentru ei. Amândoi au participat la concursuri de fitness. Cristi în 2016 a urcat pentru prima dată pe scena unui concurs de culturism. În 2016, la primul concurs, dacă vorbim de forma pe care am avut-o la toate concursurile la care am participat, a fost cea mai slabă formă. Dar aia a fost, ăla a fost apogeul transformării mele. Adică să ajungi de la un polițist gras pe o scenă de culturism, indiferent de forma pe care ai avut-o, pentru mine a fost da, am câștigat. Și cu atât mai mult am luat medalii de argint, chiar la primul concurs. Și a fost extraordinar. După care, tot în 2016, am mai reușit să câștig medalia de bronz la campionatele naționale de bodybuilding, de culturism, la categoria 75 de kg. Și tot în 2016, datorită Mihaelei, pentru că m-am înscris cu forța, am câștigat Romania Next Top Trainer. Mihaela și Cristi trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. De curând au aflat că vor deveni părinți. Mihaela este gravidă în 21 de săptămâni. Încă nu vrea să se arate prea bine bebe acum. La ecografii vedem tot timpul ce se întâmplă, dacă mișcă, nu mișcă, îi auzim inimioara, dar suntem fericiți că oricum ne doream și avem destul de repede față de cum ne așteptam noi. Cum a fost când ați aflat? El a fost plecat în Rusia cu băieții de la Național Artiștilor, unde a fi câștigat anul ăsta, a fost ceva de... Mulțumim, de suntem Național Artiștilor Fotbaliști din România, campioană mondială Art Football Moscova 2018. Wow. Victorie! Și după ce a venit, imediat a durat puțin, de o săptămână, cred, în care, după săptămâna asta, de fapt, am aflat noi că suntem cu bebe. Când am aflat că va fi fetiță, a fost primul moment în care am început să mă întreb, bă, dar dacă ar fi fost băiat, ar fi fost mai altă? Poate mai juca un fotbal, ceva. Nu, chiar nu-mi pasă. Chiar nu-mi pasă. Cum am zis mai devreme, eu am fost crescut singur de mama și sper că asta să conteze foarte mult în atitudinea mea de părinte. Foarte frumos, oameni buni, doi oameni care au păcălit destinul sunt acum alături de noi, Mihaela și Cristi Ciobanu! Nu-ți dădea drumul deloc, a văzut-o pe doamna procuror și te ținea strâns de mână. De asta, haideți, vă rog frumos să luați... Da, că procuratorul e peste poliție, așa că... Vă rog să luați un loc la noi pe canapea. Doi oameni împliniți care practic au renunțat la meseriile lor ca să-și facă, să facă ce își doresc. Exact. Adică, 6 ani polițist? Dacă adunăm și anii de școlarizare, da. 6 ani polițist și contabilă? Un an doar. Un an contabil. Și cum, bă, ce ai zis? Bă, noi nu suntem fericiți așa. Noi vrem să facem altceva în viața asta. Exact. Da. Exact așa am zis. Bine, sunt mulți care zic așa, dar parcă niciodată n-ai curajul ăla să și pleci obicei, din meserie și să faci ce-ți place. De obicei, oamenii se tem de schimbare. Și de multe ori gândește-te, chiar dacă vine cineva și îți oferă ceva mult mai bun decât ai, și refuzi. Și tu în ultimul timp ai zis, vreau altceva, tot nu ești imediat dispus să spui da, accept. Întotdeauna teama asta de schimbare e o piedică pentru oameni. Când erai polițist, n-arătai așa, nu? Arătam cu degetul atunci. Mamă, plantam o șansă, bă, băiatule! Să știi că trupul meu dezordonat e cam poza aia înainte să te apuci tu de fitness. Și în cât timp te-ai făcut așa? E o poveste mai lungă, adică de slăbit la un fizic normal am ajuns destul de repede, în 3-4 luni. Asta mă gândesc și eu, că mai am timp. Dar apoi... Nu, vine Crăciunul, cer o stare, știi cum e. După Crăciun vin la sală. Trebuie în calendar și vezi când cade luni întâi. Că de obicei așa spune lumea. De la întâi mă apuc, de luni mă apuc. Și dacă este și luni întâi... Atunci e perfect. E perfect. Bun, am văzut imagini cu voi când nu făceați sport și apoi v-ați apucat foarte serios de fitness și amândoi sunteți în domeniul acesta și iată că v-ați îndeplinit visul să faceți ce vă place. Mie asta mi se pare foarte tare. Să renunți la cartea de muncă. Nu ți-au zis cei din familie, neamurile, ce faci, mama, ai o carte de muncă, ești polițist, te duci la fitness, ce faci acum acolo?
tu ai discutat și cu părinții mei înainte să mă chem aici? Adică... Nu, dar mi se pare că ea e... Da, e, până la urmă, cred că așa s-ar întâmpla în orice situație. Da, și ești, meseria aia ești la fitness, nebun, bă, cum poți să lași meseria asta pentru așa ceva? Ce poți să faci cu sportul și așa mai departe? Exact, ești polițist, ai și tu carte de muncă, ia exact. Uite, te respectă ești, lumea. Una bună. Ești la pensie mai devreme decât oamenii obișnuiți. Și tu renunți la treaba asta. Și tu renunți la treaba asta. Ai avut 105 kg? Nu chiar 105, dar cam 100. Doar că pentru cei care ne urmăresc, vreau să le spun că nu contează cântarul. Pentru că și acum am peste 90. Adică greutatea încă este. Doar că e foarte important din ce sunt compuse acele kilograme. Nu știu să devin fanul tău. Auzi, băi, plantă, nu contează, băi, cântarul. De când vă zic eu chestia asta, de atâta timp nu contează cântarul. Uite-te cum arăta, exact ca mine la plajă, bă, băiatule. Nicio diferență. Vezi? Ia uite-l. Ia uite-l, mai că l-are curaj să spună pozele pe televizor. Că după tu ai făcut pozele atunci, parcă. Cum? Tu ai făcut pozele atunci. Exact, ia uite aici. Era... Bun. Foarte, foarte tare. Bun, la tine am înțeles povestea, dar la tine, adică ai terminat o facultate, te-ai făcut contabilă. Am terminat și liceu economic și facultatea de contabilitate. Tot o influență așa a avut mama pentru treaba asta, care spunea că e o meserie extraordinar de bună, de bănoasă, cam și în cazul lui, că o să câștigi foarte bine de aici. Și mie nu mi-a zis nimeni că o să câștig foarte bine. Și am cunoscut o prietenă care, prin intermediul fratelui, care era instructor de fitness, și prin ea am descoperit așa pasiunea asta pentru sport. Și acolo v-ați cunoscut? Exact. Da, și ea a dus-o la sala unde lucram eu și am... Atât a fost. Am corupt. Ce ai corupt? Ți-a căzut gantera pe picioare prima dată când ai văzut-o? Nici chiar. Da, care... adevărul e că mi-a plăcut din prima, doar că nu mi-a trecut prin gând că era încă în creștere, știi? Adică la cât era de înaltă, credeam că nu are doar 19 ani la vremea aia. Și? Și am avut un mic șoc când am aflat că are 19 ani, pentru că am zis, ok, na, nu vreau așa ceva. Exact, sunt periculoase la 19 ani. Da. Pentru mai... că se îndrăgostește și apoi da, adică trebuie fix la 18, că deja la 19... Nu, dar a fost foarte bine și mama a fost un pic șocată când l-a cunoscut pe el, pentru că se aștepta să fiu și eu cu cineva de vârsta mea, nu chiar atât de mare. Și cât e diferența între voi? 8 ani. Da. Și când bine, nu era atât de mare, dar mama era un pic panicată că eu fusesem cu cineva apropiat de vârstă și se speria că totuși nu poate să fie pe lungă durată o relație de genul ăsta. Și când a văzut că peste un an a venit Cristi cu inelul, a rămas așa, deci nu știa ce să mai facă și cum să reacționeze și a fost totul bine. Ia uite aici și rochia de mireasă. Da. Pentru că domnul Cristi a fost foarte eficient. Adică inelul, exact, rochia, nu-l avem pistolul la mamă. Cred că... Felicitări în primul rând pentru performanța voastră. Pentru că eu sper din toată inima pe oamenii care vin la noi la emisiune și stau pe canapea să inspire pe cei de acasă și să-și urmeze visele și uite să facă lucruri care le plac în viață, iar voi sunteți un exemplu exact, pentru chestia asta. Exact, asta ne dorim și noi. Exact. Să aveți multă baftă. Cum vă caută lumea dacă vrea să vă găsească pe Facebook sau pe Instagram? Cristian Ciobanu și Mihaela Ciobanu pe Facebook. Și proiectul nostru se numește Level Up. Level Up? Da. În cât timp mă faci manechin? În cât timp ești dispus să aloci? Asta e, mă, întotdeauna e vorba asta întreabă toată lumea. În cât timp? Da. Fiecare rezultat vine în măsura implicării. Eu vreau să le mai spun încă o dată ceva celor de acasă și prietenilor voștri cu care poate n-ați mai vorbit de foarte mult timp. Că urmează să deveniți părinți! Da! Mulțumim mult de tot, așa e. Pentru că ești însărcinat în 21 de săptămâni. Da. Mulțumim mult de tot. Doar o să ai fată sau băiat? Fetiță, o să avem. O să avem o fetiță. O să te facă cu capul, stai liniștit. Eu știu de la mine, de acasă, cum e. Aoleu, când vine tati, gata, face din tati ce vrea. Exact. Perfect, vă mulțumesc mult de tot, avem. Bye.